cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Bună dimineața, cafea avem pentru toată lumea care vine la redacție. Avem și vești, avem și știrea zilei, indiscutabilă, știrea zilei de ieri, a după amiezii de ei, ieri. A ieșit însuși ministrul Rafila și a anunțat că județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, s-a calificat pentru proiect prin PNRR pentru construirea spitalului nou la Piatra Neamț, nu spitalul acela mare, ci un proiect mai micuț cu o parte dintre secții, cu dotare, urmând ca, bineînțeles, totul să treacă printr-o ședință de guvern, să fie votată lista respectivă cu 27 de proiecte, inițial erau 25, probabil s-au ales mai multe. Ce este de remarcat, județul Neamț este printre, proiectul județului Neamț este printre puținele proiecte de spital întreg aproape, spital construit în totalitate, de la zero. Multe dintre celelalte instituții, celelalte proiecte sunt pe bucățele, secții, etc. Dincolo de faptul că nu mai e proiectul acela mare, că nu știu ce, trebuie apreciat că acest proiect se face, sperăm că se face. Vedem acum și partea cealaltă cu cofinanțarea, cum va fi rezolvată, pentru că nu e vorba de bani puțini, spunea cineva, au vreo 80 de milioane de euro. Ar trebui să fie partea județului, partea care o pune județul, plus că știți foarte bine că pe parcursul derulării contractului apar întotdeauna multe alte costuri, cheltuieli neprevăzute. Una peste alta, trebuie să apreciem faptul că acest proiect a fost aprobat. Este un lucru deosebit pentru județul Neamț. Orice ar spune oricine, lăsând la o parte patimile politice, este un proiect deosebit pentru județul Neamț. De pe vremea, vorbesc la Piatra Neamț, de pe vremea ministrului Costinescu, unul din marii miniștri liberali, original din Neamț, când s-a construit spitalul la Piatra, spitalul vechi, un spital nou nu prea am avut. Am avut zeci de proiecte, zeci de promisiuni în campanie electorale, chiar și din partea actualei administrații de la județ. A venit și momentul acesta, nu putem spune decât că este foarte, foarte bine. Și să vedem în ce măsură se poate atinge termenul limită de implementare al proiectului, undeva prin 2026, fiind vorba de fonduri prin PNRR. Aceasta a fost introducerea, pentru că trebuie să dai din când în când cezarului ce e al cezarului. Și acum, astăzi a apărut Mesagerul de Neamț numărul 565 și, ca o coincidență, el a fost terminat undeva luni după amiază, ca scris. Pe prima pagină avem, cu trimitere la pagina 16, un material care se cheamă Anul 2023, Anul lui Arsene. De fapt, anul în care, asta spunem în material, toți se vor raporta la Ionel Arsene, indiferent dacă Arsene va mai rămâne pe funcție sau nu. Șansele de a rămâne pe funcție sunt mici. În momentul acesta se vorbește de tot felul de variante, dar indiferent rămâne sau nu rămâne, el va fi elementul la care se vor raporta toți. Cine vine în locul lui va fi lăudat sau criticat că îi continuă proiectele,
va fi lăudat sau criticat că nu scoate la iveală ce s-a întâmplat în Consiliul Județean. Cine va prelua conducerea partidului va fi criticat că ține cont de Arsene, chiar dacă Arsene nu mai e, și tot așa liberalii se vor axa să atace ce a fost rău în perioada lui Arsene și au slavă Domnului destule și în colecția Mesagerului este și ea plină de asemenea exemple. Asta este politica și vom vedea ce se va întâmpla. În ziarul Mesagerul mai aveți în special pentru medicii de familie un material. Medicina de familie neamț, doctor puțin, domeniul neatractiv, finanțare insuficientă și un material, zic eu, extrem de interesant cu scafandrii de la ISU. Noi le-am spus delfinii de la ISU, puțin agrevat așa delfinii, dar merge. După care urmează rubricile cu care deja v-ați obișnuit în Mesagerul. Nu insistăm acum, pentru că avem invitat, dar înainte de invitat, anunțăm și apariția numărului nou, al doilea număr din ediția nouă a revistei Săteanului de la Munte, Ecoul Munților, 24 de pagini cu tot ce se întâmplă pe Valea Muntelui. Cam acestea ar fi noutățile din acest moment și am zis că pentru astăzi, după ce am discutat ieri cu poetul și scriitorul Adriana lui Gheorghe, o emisiune care ar trebui să fie vizionată de mulți, pentru că a spus lucruri deosebite, după ce cu o zi înainte am discutat cu șeful spitalului, managerul spitalului, astăzi am zis să discutăm cu un primar. Un primar care n-a avut viață ușoară în perioada de când este la conducerea primăriei, pentru că așa e situația acolo, în orașul respectiv. Vorbesc despre Rostov. Domnul Vasile Pavel, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața și la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație. Trebuie să spun că l-am invitat așa ad hoc pe domnul Pavel. I-am spus că nu discutăm foarte mult despre proiecte. Cum se face în emisiuni cu primari? Proiecte cu tare? Nu. Pe mine mă interesează pentru că el este în lumea asta a primarilor de orașe un personaj așa un pic mai insolit. A venit, unii spun că bă, a venit de nicăieri și a câștigat primăria și a făcut. Și aș vrea să văd un pic, astăzi să discutăm, de ce înseamnă să fii primar, cât te mulțumește lucrul ăsta, cât îți face viața mai ușoară sau cât îți face viața mai grea. Domnul primar, erați mulțumit că nu erați primar? Mulțumit, eu sunt mulțumit de tot ce am făcut în viață până acum. Mulțumesc Dumnezeu că suntem sănătoși. Da, eram mulțumit. Și mai liniștit? Mult mai liniștit. Vă spun că asta a fost așa o ambiție la momentul respectiv. Nu știu dacă am făcut bine sau rău, o să văd la final. Știți, mulțumirea va fi primarul, orice primar, cred că mulțumirea lui ceea ce realizează în mandatul respectiv sau mandatele, dacă vor fi mai multe. La un moment dat am spus că nu o să mai candidez dacă nu rezolv cele ce mi-am pus eu în cap la momentul ăla. Realizările care se fac în timp acum mă fac mai ambițios într-un fel. Venind din privat, vă spun că era mult mai liniștit. Grija era să am de unde să dau salariile la oameni, să plătesc la stat. Dar și să aveți comenzi. Bineînțeles. Ca să poți da salariile. Da. Eram foarte liniștit. Acum problema e cu familia, că mai mult neglijez familia, vrând nevrând, sunt situații când nu pot să stai acasă cât s-ar vrea, dar sper să am mulțumirea sufletească, în primul rând, la ceea ce realizez pentru Rosnov. O parte din ce mi-am propus au început. Sunt lucruri care se văd pentru cine vrea să vadă. Nu sunt nici eu mulțumit că nu poți să le faci
ca în privat. Știți, dacă ai bani, faci tot. Aici e mult mai greu, bani nu prea sunt. Dacă ne uităm, și chiar dacă sunt, sunt niște proceduri. Exact, mai mult durează procedurile dacă e. Avem multe proiecte în derulare, deci chiar suficiente, zic eu, la banii care avem. Bugetul din 5 e mai mic, prețurile vedeți că tot au crescut. Sper să realizăm ce am început. Anul ăsta va fi mai greu din punctul de vedere financiar, mai mult că avem cofinanțare undeva la vreo 150 miliarde de cofinanțare pe proiecte, la proiectele care le avem. Și Rosnovul e un orășel mic, nu e atât de... Bun, deci, dar sunt proiecte care vor merge, vor aduce ceva în oraș. Bun, sigur. Haideți, da, înainte, da, să vorbim despre proiecte. Ce nu vă place la primărie și ce vă place? Eu stau și mă gândesc ce-i mână pe oameni să ajungă acolo și în momentul când dau cu capul de ușa administrației publice locale, că de obicei șocul este foarte mare când te duci. Ce nu vă place? Ce vă place? Sistemul în general, că și noi facem parte din sistem, ar trebui mult mai cumva simplificat. Mai elastic să fie. Da. Pentru a ajunge la un proiect, să-l aduci la finalizare, cred că un an de zile durează avize, toate. Asta nu-mi place. După aia, colectivul care, și cred că în fiecare primărie e la fel, de câte m-am informat eu, cam la fel la fiecare primărie, nu se poate, domn primar. Sunt puțini oameni care vin la serviciu pentru a face ceva. Acum nu să nu se supere pe mine cei care lucrează, nu, în primărie. Da, așa se întâmplă peste tot. Dar primul lucru care să vine la serviciu pentru a... Păi, am venit azi, vreau să văd ce am realizat eu astăzi. Și greu de mișcat asta, dar în rest sunt și oameni care... Aici nu-mi place, dar în rest... Eu mai zic că nu mai place un lucru, iar în politică, în general, având în vedere că acum suntem împreună cu PSD-ul la guvernare la nivel național, ar trebui să fie lucrurile să funcționeze, nu să dăm unii în alții, așa, să nu facă ăla. Băi, hai să facem împreună un lucru, dacă am început 4 ani în campanie, nu avem decât să ne certăm. Nu, deci partea frumoasă în cooperarea asta PSD-PNL e că e așa, ca un fel de mariaj din ăsta în care se face o nuntă, da? Se ia darul, se dă darul, se ia darul și după ce s-a luat darul, mirele și părinții lui zic, băi, hai să mergem noi într-o excursie, dar fără nevastă. Mireasa zice, aia mai dă-l încolo, să-mi găsesc eu niște prieteni și să plec eu cu ei în vacanță. Și după aceea, când se întorc, bă, parcă lipsesc niște bani. Și încep să-și dea la joale, dar nu sus, că acolo e tot plăcinta. Și de jos începând, pac. Da. Deci e prea multă politică în administrație? Da. Da. Deci eu... Nu știu, am mai spus lucrul ăsta. La început am spus, domnule, până la urmă, dacă sunt proiecte care să proiecte ce interesează cetățeanul, ce interesează nu pe mine personal, ar trebui să treacă. Și vă amintiți că am avut câteva episoade care am pus același proiect vreo 2-3 ori, acum chiar e finanțat proiectul ăla. Prin bugetul. Da. Și nu se vrea. La un moment dat am fost chemat de ce... 3 zile la rând, sau nu știu cum a fost atunci, 3 ședințe la rând, n-au venit să nu se facă. Deci, e păcat să pierzi un proiect european când sunt ambiții politice. Asta nu-mi place. A, deci ambițiile astea politice care se duc în, cum să spun, până la ultima limită, duc de multe ori la scandaluri, la întârzieri. Acum, da, lucrurile cum merg? Vreau să spun că și eu, la rândul meu, când am fost 4 ani consilier, am avut 2 greșeli de genul ăsta, care, da, îmi dau seama acum, da, ne-a luat așa valul, hai să fim contra. Da, am greșit și eu. Dar astea sunt lecții în viață, știți cum e. Că... Bun, acum, cum se spune, ați greșit, da, știți cam cum stau lucrurile? Acum îmi dau seama că, dar nu prea mult, la un moment dat sunt... Băi, ne oprim, hai să facem ceva pentru comunitate, păi de asta suntem aici. Și consilier, și eu ca primar. Nu țin de funcția asta, să știți că nu-mi place.
Nu. Dar singura parte bună este atunci când vezi că ai rezolvat ceva și rămân lucrurile făcute din spate. Dar rest nu. Nu mă... Știți, am ajuns la o vârstă care probabil nu dau seama. Până la 50 de ani tot am tras pentru... Acum am trecut. Am 51, fac 52 anul ăsta. Mulți înainte. Și am trecut de vârsta asta, nu știu, ar trebui să ne bucurăm și de viață până la urmă. Sunt pentru comunitate, într-adevăr, vreau să trag, să fac ceva, ca să mă bucur la bătrânețe, să văd, bă, da, măcar am făcut eu lucrul ăla. Și am reușit să-l fac. Dar, mă rest, nu am alte... Financiar nu sunt atât de mofturos, deci nu sunt pretențios, la... pot să trăiesc și mai... Cu mai puțin. Mai, da, mai lejer așa, nu... Bun, acum haideți să ne întoarcem la primărie. Cât de greu e să-ți faci echipă ca primar în primărie? E adevărat, oamenii... Mai ales că când vii după un primar care a fost foarte mult timp acolo, care a avut posibilitatea să facă angajări, și acei oameni sunt toți funcționari publici, sau marea majoritate sunt funcționari publici. Ei sunt veniți acolo practic partea unei echipe. Și tu vii ca primar nou și ai nevoie de echipă, trebuie să colaborezi obligatoriu. Nu, să știți că am observat lucrul ăsta. Cred că și el s-o confruntă, la rândul lui s-a confruntat cu aceleași probleme, cu aceiași oameni. Deci oamenii care își văd de treabă fac, indiferent ce mandat, cine e primar. Deci așa văd eu. Acum sunt majoritatea dinainte, deci noi am puțini angajați de când sunt eu, dar cei care au făcut treabă înainte fac și acum. Deci, nu știu dacă și primarul mai schimbă unele din important. Primarul poate să schimbe primarul, stilul de exact, lucru. Exact, da. Am fost cumva, eu știu, nu știu, la început, faptul că îi chemam la program, eu fiind învățat matinal, mă trezeam dimineața, eu ajung înaintea multora acolo, la 8 fără 10 sunt acolo. Ajungeam și mai dimineață, dar faptul că i-am făcut să vină la program, primul lucru, cred că asta am deranjat. Dar... Cer scuze, asta e, trebuie să-i facem serviciu până la urmă. Dacă, da. Orice cetățean, dacă vine dimineața și se întâmpla, dacă vine să-și plătească taxele, mai mult vii să-ți plătești taxele, tu găsești pe nimeni acolo, să faci timp sau îți iei liber de unde muncești și 10 minute întârzi ca să plătești taxele și tu stai jumătate de oră când nu-i funcționarul acolo, e o problemă. E urât, da. E o problemă, așa este. Bun, acum, vorbiți de proiecte. Proiectele astea sunt... creația oamenilor din primărie sau ale consultanților? Nu, avem și oameni în primărie care, da, puțini, și consultanți. Deci avem și consultanți. Da. Am înțeles. Deci e că se pune problema asta. Cine gândește viitorul localității? Eu, puțin primari cu care am discutat și am discutat cu mulți, au o proiecție pentru localitatea lor pentru 20-30 de ani înainte. Foarte puțini au o proiecție. Când spui, doamne, cum vezi tu, nu știu, Poiana Largului, da? Da. Peste 20 de ani. Asta trebuia, mă scuzați, Gândru, asta trebuia imediat după Revoluție. Bineînțeles. Atunci trebuia, că încă se mai putea. Vă spun că ideea asta n-am avut-o, la Rozun cel puțin, n-au avut-o. Pentru că s-au vândut terenuri, s-au dus cu, și asta e concepția românului, să mă duc mai mult în stradă, așa, s-a construit până în drum, ilegal. Sunt multe probleme care, și aici, vrei, nu vrei, mai superi, mai, asta e problema când absolut, ești primar. Absolut super, n-ai cum să nu superi. Asta zic, n-ai cum să nu superi. Înainte nu știu dacă aveam, nu prea aveam dușmani, acum am și dușmani, că asta e viața. Da. Ei, na, cum să aveți dușmani? Da, ar trebui văzut pe viitor, mă refer aici la traficul din Rosnov, chiar avem și acolo un proiect care se lucrează acum la el, pentru a fluidiza traficul. Rosnovul e și un nod acolo care puține au luat în calcul lucrul ăsta. Și... Vă dați seama, acum mai e și un... avem monumentul în centru acolo, care e greu de mutat. Suntem în lucru, vedem, schimbăm puzul în zonă. Chiar ieri am avut o discuție cu proiectantul. În parc. În parc. Avem parcul destul de generos care se poate muta acolo. Da, oricum, acolo este o problemă de trafic, pentru că
Așa, de ce da, ține o minte, Roznovul este una din puținele localități în care populația a crescut ca număr. Sau nu a avut, deci undeva pe undeva, acolo. Da, spre, oricum nu e pe negativ da. Ca celelalte. Da, fiind nod, vă dați seama, noi acum avem o problemă, multe, am auzit, că aud și prin stații, prin camioane, prin, mai am la... În jură primarul, toată lumea, bă, primarul ăsta. Dar acolo e drumul național care trebuie să avem acceptul drumurilor naționale, mai e drumul județean care merge spre Tazlău. Nu putem face numai noi de... Și aici va trebui dar un protocol. Dar nu puteți face pe drumul național nimica. Noastră. Ce puteți face pe drumul Nu putem, dar împreună. Cu ei împreună, cu ei da. Împreună, cu drumurile naționale și județene. Împreună am putea face, am avut discuții, dar cum funcționează la noi? Ba, se schimbă directorul, acum au schimbat directorul la drumurile naționale, trebuie să mergem la celălalt. Și tot așa, asta e problema în România. Dar tehnic ar trebui să funcționeze, indiferent că se schimbă directorul sau nu. Ai un proiect, el trebuie să meargă înainte. Spun, ca peste tot, sunt funcționari care își fac treaba, sunt care nu acuz pe nimeni, dar dacă ar fi să vadă și aia de la drumul național până la urmă, noi, haideți să facem ceva, că acolo, și drumul ăsta expres, că am avut o discuție când am fost chemat la prefectură pentru pe univa, traseu, da. Merge să vedem da. Cum, și nu ne ajută cu nimic pe noi ăsta. De ce? Drumul expres, singurul fapt că mai preia din traficul care vine de la Piatra la Bacău, dar celălalt care vine Târgu Neamț, Tazlău, tot prin Roznov trece, că nu au piune, traficul greu tot. Mai mult, podul, vedeți acum cu podurile astea, toată lumea a fugit, mai putem repara podul până facem o expertiză și astea durează. Nu prea sunt persoane care să facă expertizele. Expertize, da. Fug de podurile din Neamț, persoane mai mult care acum fac că s-a întâmplat. Da. Fug de podurile din Neamț, da. Să ocupați, nu mai vin să facă. E o problemă. Dar, acum așa, Roznovul este un oraș tânăr. Eu am spus că poate a fost puțin forțată nota. Cam forțat, da. Atunci cu declararea ca oraș. Nu știu dacă e bine sau rău. Nu e rău, dar odată făcut, trebuie să-l ducem în continuare. Da. Nu putem întoarce înapoi. Eu asta am spus. E o problemă la Roznov, pentru că avem multe cheltuieli și din punctul ăsta de vedere, fiind nod, dacă noi avem evidența populației care numai salariile se duc la, vorbim în banii vechi, 10 miliarde pe an. Da. Pe de o plus parte... întreținerea, acum gazul scump. Pe de altă parte, avem centrul de permanență care tot la fel avem noi cheltuielile, deci întreținerea. Bun, dar acolo. Nici nu poți liceul, fără el. Deci nu poți fără centru de permanență. Hai să spui că aia cu permisele și cu asta e un ajutor pentru zona pentru aia, dar cheltuiala e la Roznov. Deci în mod normal trebuie să găsești o soluție altfel. Da. Da, trecem. Centru de permanență îți trebuie, n-ai ce face. Asta n-ai ce face. Apropo, îmi spunea cineva astăzi și noi la Roznov aveți vreo farmacie care are program de noapte? Nu. Nu există, nu? Nu. Foarte interesant subiectul ăsta. Pentru că am înțeles că și în alte orașe se întâmplă din același lucru. Din câte știu eu, nu sunt cu program de noapte, nu? A, deci foarte interesant un da, subiect. Da, o să am o discuție cu... Un subiect foarte interesant, pentru că nu e singură localitate mare. Dar avem centru de permanență care tot poate timpul, ține. Numai că ei nu au ce pot să facă. Ei, da. O injecție, iată. L-am modernizat acum... dispensarul și ăla l-a modernizat. Deci sunt lucruri care s-au schimbat, dar care nu se văd dacă nu treci pe acolo. Oamenii văd drumuri și atât. Într-adevăr se fac și drumurile, numai că bun, acum, în limita anumite străzi aveți, s-au făcut. Da, deci pe da, mai avem străzi. Un proiect pe Anghel Salini, sper să-l dea anul ăsta dacă îl dă. Că aici m-am obișnuit acum cu promisiuni politice. Că și noi primim promisiune la fel ca și ceilalți. Asta e, de asta politicienii sunt mincinoși, știi? Ce funcție aveți noi, în partid? Mințim și noi la rândul nostru. Ce funcție aveți în partid? Vicepreședinte. E, da. Da. Da, da, vedeți, haideți să ne uităm și invers. În România nu prea se produce, dacă vedem și din punctul celălalt de vedere. Ce se produce în Roznov în momentul ăsta? Avem Henkelul care produce.
fabrici de lemn, cum e Romanelu, mai sunt micuți, nu prea. Adică dacă ne raportăm, nu prea ai ce să te raportezi la ce a fost, pentru că Rosnovu... E silozul, mai, nu, sunt, e TCE-ul care, dar sediile sunt pe la București. Mai era cel cu piatra, cu, cum se cheamă, am uitat, lucrau în piatră, tot felul de monumente. Nu mai știu dacă e. Da, mici, sunt mici, da. Eu le-am spus pe alea mai mari, mai sunt societăți mai mici care produc, dar... Mulți s-au ajutat social, foarte mulți. Deci promovăm, eu nu că... Dar cei care sunt buni de muncă trebuie să muncească. Aveți mulți la Rosnov? Avem. Și, avem și... cum să vă spun, mulți sunt persoane care au nevoie, de, mulți au dosarele la limit, așa. Serviciul social ăsta pe care îl aveți, dar de acolo pleacă, acolo se urmăresc dosarele. 50% din activitatea taxelor și impozitelor sau la Direcția de Asistență Socială, băi, pentru, direcția e numai pentru ajutare. Ajutoare și ajutoare. Ne-am învățat așa, prea stăm la mila statului. Ori statul de unde, dacă nu producem, de unde poți să dea? Statul nostru nu și-a pus problema asta, se pare. Trebuia pus, asta e ideea. Deci, statul nostru se pare că nu și-a pus problema. După 2000, trebuia să ne gândim. Astăzi am auzit un ministru, bun ministru de altfel, care explica la radio cum să folosim cardul pentru plata datoriilor la energie. Și stăteam și mă gândeam, oare nu s-ar fi putut găsi o soluție ca să nu mai fie nevoie cetățeanul să-și facă griji că nu are cu ce plăti energia? De ce trebuie să-i dăm cardul să câștige cineva ăla care emite cardul de o mulțime de bani? După care, deci cetățeanul primește cardul, după care se duce la întreținere, la asociație, pardon, și ăla îi dă o hârtie cum că are datorie la energie. La energie, că acolo sunt mai multe, știți? Noi numai la energie. După care, cu buletinul, cu cardul și cu hârtia de la asociație, se duce să plătească. Și atâta energie pusă ca să faci un ajutor social, când poate puteți depui energia asta înainte, să faci să fie populația mai îndestulată, să nu aibă problema asta, eu nu înțeleg. Da, mă rog. Spuneți-mi un pic, din punctul de vedere al sistemului de învățământ în Rosnov, cât de mulțumit este primarul? Eu sunt mulțumit. Sper că pe viitor, vedeți, avem acum un, la școala profesională, un corp, se construiește un corp nou. Era bine înainte, cum erau și pe meseriile. Acum nu mai sunt meserii, dacă mergem, mecanici nu mai sunt, sudori nu mai sunt, strungari nu mai sunt. Nu am nimic cu cei care fac facultatea la distanță, dar nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Am înțeles. Bun. Dar, în general, sunt mulțumit. Am renovat sala de sport, avem câteva echipe care se antrenează acolo. Acum, pe fonduri europene, mai e un proiect care mai facem o sală de sport nouă. În general, bine, și am înțeles că la liceu chiar e un liceu bun, din punctul meu de vedere. Eu de ce v-am întrebat? Tot timpul am vrut să aflu de la primar dacă a venit cineva la primar și a spus, domne, uite, noi în Rosnov, perspectiva este să creăm... nu știu, un mare complex de servicii informatice. Și noi avem liceul ăsta, care e bun, e un liceu ok, așa, dar nu avem clase de genul ăsta aici. Nu putem peste 3-4 ani să înființăm, nu știu, o clasă de nu știu ce. O clasă de nu știu ce. Adică o dorință a celor care ar trebui să ocupe de asta, băi, să nu mai facem la profesională clase care, de care nu, la final nimeni nu îi angajează pe aia sau nu, da. Sau nu învață nimic. Am avut informatică până nu știu câți ani. Știu că fiicior meu a fost ultima generație care a făcut informatică la Rosnov. Dar... Am spus informatică absolut întâmplător. Am dat un da.
Eu cred că la momentul respectiv trebuia păstrați profesorii, că ei s-au axat pe profesori care mai rămâneau. Ce facem? Facem industrie... Ei, ați atins un punct extrem de sensibil. Deci trebuiau păstrați profesorii acolo și asta cred că în viitor asta ar trebui făcut. Deci la Rosno ce meserii trebuie? Și atunci se aduce maestri, profesori pe domeniul respectiv, pentru că Rosnovul, din câte știu eu, au mers pe ce a rămas. Profesorii care au plecat, nu mai avem profesori de informatică sau nu știu. Acum avem profesori de informatică, din cât știu, chiar bun profesor, dar nu s-au mai făcut. Nu mai știu care a fost motivul la perioada respectivă din a mai... Pentru că nu poți să creezi ceva nou dacă nu ai o bază. Și baza asta degeaba... Îți trebuie și dorință și asta și cineva trebuie să spună. Sau mai mult să se adune acolo, chiar consilierii, chiar politicienii. Am avut o discuție, chiar la începutul mandatului, cu mai mulți antreprenori din zonă, ce au nevoie. Și să facem împreună cu ei, dar se poate, învățământul dual. Și dacă, nu știu că sunt prea multe, că s-au adunat așa, dar vreau ca în viitor să promovăm lucrul ăsta. Pentru că meserii mai făcea la Motaș, dacă vă amintiți. Da, în parc, acolo avea o clădire. La ora actuală, din câte știu eu, că făcând producție, deci ai nevoie de tot felul de meserii care nu le mai găsești. Deci sunt pensionari care mai fac, eu știu, un cilindru la o macara sau la ce mă interesează. Da, ce știți dumneavoastră, Sau un mecanic. Nu mai sunt mecanici. Mecanici sunt meserii care majoritatea și constructorii veniți din Italia care au învățat acolo. Dar puțin, școli la noi nu se mai fac. Care fac, pleacă în afară și aici e o problemă generală în România, din câte văd eu. Știți cum era înainte, dacă făceai profesional, te duceai, te angajai obligatoriu. 3, 4, nu știu câți ani, 5 ani. 3 ani, cred. 3 ani, da. Păi și acum cu învățământul dual e aceeași problemă. Faci școala și tu practic semnezi că lucrezi nu știu câți ani. Da, dar din măcar 50% rămân. Da. Restul poate pleacă, da. Bun. Cu partea de salubrizare, cum stați? Acum s-a semnat contractul. Da, așteptăm să vină un nou operator. Aici era o problemă că era Rosnosalu cu doi directori, cu, în fine, și acolo a fost problema. Dar bine că s-a terminat, acum vedem ce preia nou operator și o să vedem ce face nou operator. Dar, din punctul meu de vedere, trebuie o colaborare între noi și nou. Sau cum a fost și la Rosnosal, că altfel dacă noi nu îi vom ajuta cu încasatul, cu, știu eu... Convingerea populației exact, să facă selecție. Rămâne mizeria tot în Rosnov. Cetățeanul trebuie să fie conștient că generează gunoi, trebuie plătit. Deci noi să uităm că ducem la baltă, cum era înainte, sau la, știu eu, Pionierul Cam. Încă se mai practică așa, e o luptă maximă la Rosnov cu curățenia. Dar se vede că încet. Și aveți oameni care să... Adică vorbesc, aveți poliție locală. Avem, da. A venit vreun polițist să spună, domnule, am prins pe ăia că au aruncat gunoi. Dar nu vă spun că au prins, că au spart coșurile, că au rupt bănci în parc. Se întâmplă. La noi avem și... mai spun. Sunt probleme, da. Dar am pus camere, avem... Problemele sociale în Roman de unde vin? În Rosnov. În Rosnov, scuzați-mă. Vin din o parte din... Avem un cartier care... Veniți de la Toflea mulți, care și acolo e o problemă cu construcțiile, cu... Sunt și nu sunt cetățeni ai Rosnovului, da. Teoretic. Deci s-a Rosnovul acum, dacă... Acum sunt ai Rosnovul, da, trebuie să facem ceva cu ei. Da, și... mai mult la etnia romă. Da. Cum colaborați cu ei? Nu, să știți că... cu mici excepții, dar... cei de la Toflea chiar sunt respectoși. Eu vorbesc la nivel instituțional, adică sunt tot felul de lucruri. Au un lider, au ceva? Au. Cei care erau ai noștri au. E Octav acolo, care e bulibașul. Da. Octav e în toate. Da, iar ceilalți, e bine că
sunt penticostali, cred, și au un respect așa la... cu mici excepții, vă spun și acolo. Dar la ajutoare sociale vă dați seama că avem. Toți sunt. Avem, da. Toți sunt la ajutoare sociale. Da. Poate niște programe special pentru ei, nu știu. S-a încercat la Vânători Neamț cu programe speciale, dar nu prea au reușit. E o problemă. E o problemă care pleacă probabil... Da, dar cu pași mărunți se poate rezolva. Bun. Am văzut ce vă place, am văzut ce nu vă place, mi-ați spus, dar nu cred că mi-ați spus tot, ce nu vă place. Da, sunt multe care nu pot să le... Cum vedeți dumneavoastră anul 2023 din punctul de vedere al colaborării cu partenerii de la guvernare, cu restul consilierilor, pe proiectele mari, că nu mă aștept eu să fie pace și prietenie pe orice. Vine bugetul la vot, vin toate astea. Aveți proiecte, aveți... Avem și proiecte, vă spun. Deci, atât timp cât nu sunt... proiectele nu sunt personale, ca să... Eu asta am gândit din totdeauna. Pentru comunitatea trebuie să ne unim. Mai mult era bine dacă se făcea parteneriatul ăsta nu la nivel național, numai la guvernare. Deci la nivel național, pardon, nu numai la guvernare. Și atunci era o... E păcat să ne tot certăm așa. Nu știu, eu am mai discutat și la partid că nu-i bine mult. Scandalul nu duce la nimic până la urmă. Eu sper să fie înțelegători, să ne înțelegem. Sper la liniște, la pace, că dacă e pace și la vecini, va fi și la noi. Da. Să vedem ce se va întâmpla. Am obișnuit, la început mi-a fost greu, dar acum m-am obișnuit, le iau ca atare, le spun, o să mai am discuții înainte. Nu prea, aici am făcut, cred, o greșeală, că n-am avut discuțiile înainte cu fiecare. Eu am încercat să ne adunăm, dar nu s-a vrut, la un moment dat, degeaba-i chem înainte, că ba nu vin, ba... Am mai avut probleme cu... Doi care erau ai noștri și au plecat. Apropo, care e situația lor acum? Suntem în distanță, ne judecăm. Și cam care șansele până la sfârșitul mandatului se termină? Sper mai devreme, eu sper. Deci aici este o mare problemă, da, cu legea în România. Deci ai o instituție numită ANI, da? Care dă o decizie și care devine executorie cam în 4 ani. După ce a dat-o. Da. Și atunci degeaba o dă. Și tot așa. Domnul primar, am vrut să facem o emisiune mai altfel, nu să discutăm, am proiectul ăsta și îl fac. Pentru că toată lumea știe că sunt proiecte. Dar, așa pe final, ce credeți că se face în anul 2023? Se termină ceva? Da, obligatoriu avem determinat, pentru că am început asfaltul, sunt... Deja lucrările 50% cred că e făcut, o să fie anul ăsta până la finalul 2023 trebuie finalizat. Mai avem centru cultural care tot la fel trebuie finalizat, sala de sport, asta e obligatoriu, trebuie să le terminăm. Va fi un an greu din punct de vedere financiar, pentru că avem noi cofinanțările care vedem. Cred că trebuie să mă mut la București să cerșesc pe acolo, că altfel n-avem cum. Păi, și asta e soluția. Și... Tot anul ăsta, garantat, vom începe stadionul, deci baza sportivă se va renova. Piața, nu știu dacă anul ăsta, dar promisiuni am și vă spun acum, promisiunile le am și eu, că da, ne dăm. Sper ca prin toamnă, dacă nu, anul viitor să începem și piața. Până la finalul mandatului să le fac astea, dacă le fac, eu sunt mulțumit. Da. Și mai e vreo 6 km de asfalt care avem pe Anghel Salini, care și aia sper să se dea, pentru că dacă ar fi bani, eu am mai spus, dacă am avea bani în pod, i-am, dacă eu n-am interes să stau degeaba să-i ținem acolo. Niciunul nu cred că ar face. Dar depindem și noi de finanțările care se fac la nivel european, național. Da, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Și ce să vă zic, baftă, rezistență și să vă audă toți competitorii politici, că trebuie discutat și trebuie dialog pentru ca să meargă mai departe. Dialogul e ca în familie. Dacă nu te înțelegi, nu e bine. Mănânci rece.
Ați auzit, oameni buni, să nu mâncați rece, da, să mâncați cald, că e bine. Ne oprim aici cu emisiunea și ne vedem la următoarea emisiune. Sperăm sănătoși și bine toți. Mulțumesc, o zi bună!